Aș vrea să mulțumesc tuturor celor din presă care astăzi și-au făcut timp, deși e duminică, să vină la depunerea listelor de candidaturi pentru parlamentare a Partidului Național Liberal. Suntem onorați de asemenea și de prezența colegilor care ne-au însoțit astăzi. Lucrurile sunt de bun augur. După slujba de duminică, iată că am reușit să depunem și la Biroul Electoral Județean aceste dosare de candidaturi, în așa fel încât să demonstrăm că suntem primii și la depunere, dar și primii în data de 11 decembrie, când se vor număra voturile. În calitate de lider al PNL Maramureș, vreau să vă asigur că prima mea grijă a fost să vin cu o garnitură nouă de parlamentari, oameni din mai multe medii socioprofesionale, oameni cu bună reputație, oameni serioși și neapărat parlamentari viitori ai PNL-ului pentru maramureșeni, care să fie dedicați oamenilor. Sloganul nostru începând de astăzi este acesta, dedicați oamenilor, și cred că nu este un lucru mai sublim pe lumea asta pentru un politician decât acela de a se afla cu adevărat zi și noapte în slujba celor mulți. Câteva cuvinte, vă rog, doamna deputat. Mulțumesc că astăzi ne-a ajutat bunul Dumnezeu să ajungem să depunem listele pentru candidatură. Noi suntem un partid de oameni harnici care, dedicându-ne oamenilor, vom reuși să ducem în Parlament toate problemele Maramureșului. Mulțumesc! O să dau cuvântul și doamnei senator Dana Mița Ivașcu. Cu siguranță PNL Maramureș este un partid dedicat oamenilor și acest lucru s-a demonstrat astăzi prin modul în care a fost gândită această listă atât pentru Camera Deputaților cât și pentru Senat. Sunt oameni responsabili, sunt oameni bine ancorați în realitățile sociale, oameni care pot reprezenta cu cinste Partidul Național Liberal în Parlamentul României. Suntem și rămânem o echipă între oameni, pentru oameni, dedicată oamenilor. Vă mulțumesc! Domnul deputat Bogdan Ionel. Bună ziua! Astăzi este o zi mare pentru Partidul Național Liberal. Este ziua în care echipa desemnată de Biroul Politic Județean și acceptată de Biroul Politic Național și-a depus candidaturile. Este ziua în care echipa câștigătoare va face ce trebuie pentru oamenii Maramureșului și a municipiului Baia Mare și a tuturor localităților din județ. Suntem determinați și hotărâți ca în următoarea perioadă să ne implicăm în toate proiectele importante pentru județ, să ne aducem proiecte importante pentru județ, să ne aducem aportul în fiecare lucru important pentru maramureșeni și pentru oamenii județului Maramureș. Vom face o politică dedicată oamenilor. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Domnul primar al municipiului Baia Mare, domnul primar interimar. Mulțumesc! Împreună am pus bazele unei construcții politice și administrative. Azi a venit vremea ca să intrăm în linie dreaptă prin depunerea și înregistrarea acestor candidaturi. Considerăm că am stabilit cea mai bună echipă pentru Baia Mare și pentru Maramureș, o echipă de încredere care poate să-și ducă la bun sfârșit ceea ce și-a propus în această campanie și nu numai. Vă mulțumesc și succes echipei! Mulțumesc, domnul primar! Încheiem prin a vă mulțumi încă o dată pentru prezență și a vă ruga pe dumneavoastră presa, a ruga băimărenii și maramureșenii să facă doar un scurt exercițiu după încheierea depunerilor de candidaturi între lista pe care o propune Partidul Național Liberal și lista celorlalți. Vă mulțumesc!